Astăzi o cunoaștem pe cea care aduce un strop din România autentică în casele românilor aflați departe de țară. Straie vechi, de zeci de ani, poate chiar de sute de ani, prin viață în mâinile ei. De ce este brilliant, aflăm în minutele următoare. Cum s-a născut proiectul ăsta care transpune vizual tradiția satului românesc? În primul rând este proiectul la două surori, acest concept de fapt, a două surori curajoase și unite, ce a pornit din acea nevoie de a purta lucruri unicate. Inițial, conceptul a fost acela al rochiilor de purtat în tălpile goale, însă partea tradițională, această amprentă, a venit pe parcurs, în urma unei excursii pe care am făcut-o în nordul țării, mai exact în Bucovina, Maramureș, în perioada sărbătorilor pascale, unde acolo am rămas atât de impresionată de frumusețea portului tradițional și mândria fetelor purtătoare de ei, într-o zi oarecare sau de sărbătoare pentru care am fost, întrucât acest lucru m-a determinat să-mi cumpăr un costum tradițional și am realizat în drumul spre casă această onoare de a purta veșmintele tradiționale și faptul că aceste costume, de fapt, atrag privirile tuturor celor din jur. În acel moment eu am realizat valoarea ei, valoarea veșmântului tradițional și m-am gândit că este o idee bună de a pune în practică și de a, de ce nu, recondiționa produsele din zestrea părinților. Ce presupune recondiționarea lor? Este un proces destul de lung și meticulos, aș putea spune. Începe cu o curățare în detaliu a produsului. Poate dura de la câteva ore, prin înlocuirea diferitelor elemente lipsă, până la câteva zile ori săptămâni, în cazul în care baza îi este deteriorată și necesită a fi înlocuită întru totul. Majoritatea pe care le culegem necesită o recondiționare totală, de la zero, întrucât bazele lor sunt deteriorate și ori sunt învechite, îngălbenite, mucegăite, prezintă defecțiuni. În schimb, se mai găsesc și unele piese într-o perfectă stare. Este un proces, în primul rând, din care toată lumea implicată are de câștigat. De la bunicuțele satului, cum nouă ne place să spunem, de la care noi le culegem, la firmele de curierat, la firmele de curățătorie, la croitorese și, în ultimul rând, la fericita posesoare a unui veșmânt unicat. Cât de vechi sunt aceste haine? Majoritatea pe care le culegem în ultimul timp au o vechime undeva între 45-65 de ani, însă ne-au trecut prin mâini până la 100 de ani, 120 de ani, inclusiv această broderie are undeva o vechime la 100 de ani și a fost culeasă din zona Argeș, Nucșoara. Această rochie a fost refăcută pe o bază nouă de bumbac natural. Toate materialele pe care le folosim sunt naturale, având la bază broderia zestre culeasă din Moldova. Motivele ei au fost preluate de pe o față mare de masă, pe care le-am repartizat în funcție de tiparul rochiței. Care sunt criteriile după care vă ghidați ca să găsiți aceste bunicuțe? Adică unde mai găsiți toate veșmintele astea atât de vechi? Unele dintre ele au chiar și 100 de ani. Obișnuiam să mergem și să străbatem țara în lung și lat. Era un motiv de fericire pentru noi de a petrece mai mult timp împreună și este extrem de frumos să observ cum această tranzacție de cumpărare, vânzare a unei ii se încheie cu o mantră de Doamne ajută. Pentru noi, din punct de vedere sufletește, ne împlinește, pentru că această tranzacție a fost realizată cu inima deschisă, în primul rând. Din ce în ce mai greu, în momentul de față, se pot găsi aceste piese autentice, pentru că pe acestea le căutăm, pentru că este o resursă limitată. Își cedează bunicuțele până la urmă aceste haine, pentru că pot fi considerate obiecte de patrimoniu, având mai mult de 100 de ani. Am observat că majoritatea celor care chiar doresc să le cedeze cu inima deschisă sunt acelea care nu au cui să le dăruiască pe mai departe. Și atunci ele prind viață? Ele prind viață prin intermediul nostru, pentru că noi cu asta ne ocupăm. Care sunt zonele de unde le culegi? Obișnuiam să culegem din toate zonele României, însă în ultimul timp, în ultimii 2 ani, 3 ani cu precădere, mai mult din zona Banatului și a Olteniei, întrucât sunt fascinată, în primul rând, de Banat, aș putea spune,
pentru că acolo și găsim mai multe, încă se mai găsesc aceste piese, dar se remarcă prin frumusețea coloristică, prin abundența de mărgele, culori, paiete, o extravaganță și o explozie de culori, ceea ce pe mine mă fascinează. De aceea, în momentul de față, poate cam tot ceea ce vedeți aici aparține Banatului, Olteniei, dar și Moldovei. Și această rochiță lucrată cu broderie din Caraș-Severin, ce are o vechime undeva între 45-50 de ani, noi am reconstituit-o pe bază nouă de bumbac natural. Ea a fost lucrată pe o perdea sau plasă, cum se spunea pe timpuri, cu sută de mână și a făcut parte dintr-un set de sărbătoare. Există o istorie a designului tradițional. Încercăm să păstrăm cât se poate tiparul original după cel pe care noi l-am cules și să-i păstrăm autenticitatea, adică să încercăm să repunem fiecare element la locul potrivit. Este o muncă foarte meticuloasă, necesită foarte mare atenție, dar e și foarte frumoasă. Și fiecare ie fiind unicat, e o adevărată plăcere să îi descopăr de fiecare dată îmbunătățirile ce le-aș putea aduce. Există diferențe între modul în care le recondiționezi tu și felul în care o făceau femeile la țară în urmă cu 10 de ani? La războiul de țesut? Da, cu siguranță există, adică noi nu le coasem de la zero, este o altă etapă pe care aș dori să ajung la ea, cu siguranță, și să o implementez în viitor. În momentul de față eu lucrez doar cu broderiile vechi, pe care le îmbunătățesc, le redau o nouă formă și le readuc la viață. Sunt costisitoare? Părerea mea este că această ie reprezintă o investiție pe viață. Prin urmare, echivalentul în bani este incomparabil. Dar prețurile de la noi pornesc de la 250 de lei, niște brâuri tradiționale cu sute de mâne cu mărgele, până la 450 de lei acest gen de cămăși lucrate cu broderii de pe ștergare, perne, fețe de perne, draperii. Noi încercăm să păstrăm și să aducem la viață orice părticică de material ce poate fi salvată. Pornind de la aceste prețuri, poate urca până la 850 de lei, 1000 de lei, sau un set tradițional de cununie ori botez la 1500 de lei, 2000 de lei, 3000 de lei, depinde. Însă părerea mea este că orice româncă ar trebui să aibă în garderoba sa cel puțin o piesă de apartenență națională. Cine sunt femeile care aleg să poarte aceste haine? Sunt în primul rând femei ce ne înțeleg și ne apreciază dăruirea, ce doresc să trăiască această experiență de a pune mâna pe o bucată de Românie. Sunt femei plecate în afară, ce tânjesc după o părticică de material trimisă în străinătate la pachetel frumușel. Sunt iubitoare de tradițional, sunt femei ce își doresc să își implementeze tematica cununiei, botezurilor, sărbătorilor pe tradițional. Și este o adevărată plăcere pentru noi să le vedem înțolite. Să-ți dau un exemplu de admirație pe care am avut-o în urma unei conferințe la care am participat în Dubai, unde directorul companiei care a organizat acel eveniment a fost fascinat de frumusețea veșmintelor tradiționale pe care le purtam atât eu și sora mea. A rămas total impresionat de coloristica lor, de elementele definitorii și chiar ne-a luat un interviu de a povesti semnificația lor. Primești anumite cerințe din partea celor care intenționează să cumpere aceste straie? Da, în special din partea celor ce vor să își implementeze ideea de tradițional în cadrul cununiei ori botezurilor. Împreună lucrăm la designul acestora, întrucât doresc să poarte aceleași elemente pe care eu trebuie să le repartizez în mod egal membrilor familiei. Am întâlnit foarte multe fete care recondiționează ia tradițională. Ce crezi că are special proiectul tău? În cadrul acestui proiect niciun element nu este asemănător cu un altul, întrucât lucrăm cu broderii doar unicat, prin emoție, prin dedicare, prin păstrarea valorilor și dorința de a duce mai departe bunurile naționale. Nimic nu te face să te simți mai mândru, mai frumos decât o ie
a cărei vârstă este mai înaintată decât cea pe care o porți tu. Toată această pasiune are în subsidiar o moștenire de familie? Da, aș putea spune că provine și din familie. Ambele bunice ale mele au fost croitoresele satului, croitorese foarte vestite de altfel în satul respectiv, și am crescut de mică înconjurată de maldere de materiale și am înțeles cum din acele mâini dibace ale bunicei poate lua naștere un produs atât de frumos finit. Întotdeauna ne-a inoculat ideea conform căreia familia reprezintă suportul întregilor noastre acțiuni.